Ruben Hari vă transmite salutări și vă mulțumește pentru rugăciuni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să se atingă de trupul lui bolnav. Domnul nostru Iisus este același ieri, azi și în veci și prin Duhul Sfânt El lucrează în noi și voință și înfăptuire. Sănătatea sa să curgă Duhul Sfânt în fratele tău și să fie întărit și binecuvântat. Starea lui fluctuează de la o zi la alta. Sunt zile în care se simte puțin mai bine, este senin și se bucură de aerul proaspăt de afară. Dar sunt destule zile în care are dureri groaznice de oase, abdomen, picioare, iar dozele de calmante sunt dese și puternice. Singura speranță este la Dumnezeu. Continuăm să ne rugăm și să postim, așteptând o minune din partea Domnului. Rugați-vă și pentru Lili, soția lui, cât și pentru cei 5 copii ai lor. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iacov 5:16.